ziua! Suntem de la Detocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Stimată doamnă, cunoaștem că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Și cu acest prilej cineva care vă iubește foarte mult și vă duce dorul a decis să vă ofere o surpriză și să venim la dumneavoastră cu un buchet de flori. Și această floare la fel este pentru dumneavoastră. Și o tortă pentru masa de sărbătoare, ca să serviți toți invitații dumneavoastră. Și vrem să vă întrebăm, cum credeți, cine sunt autorii acestei surprize? Autorii acestei surprize, îmi pare că fica. Unde vă este fica? La Moscova. Ne spuneți câți copii aveți? 3. Lila, Raias de Gemini. Dar Odica e unica. E unica. Și vei este acum alături. Și mai... Soră este Raia și Lila. Și el și nepotul băiatului, a Rai tot e la Moscova, stăți grămadă. Îmi pare că e de la Vera Sora. Să știți că chiar dacă sunt departe, să știți că vă sunt alături astăzi cu tot sufletul lor și vă urează mulți, mulți ani înainte. Ascultați și mesajul care este pentru dumneavoastră. Astăzi este ziua ta de naștere, un prilej pentru noi să îți reamintim cât de mult ținem la tine și că ești parte din sufletul nostru. Tu mereu ne-ai fost alături. Azi ne rugăm Domnului de sănătate, putere și multe bucurii să-ți dăruiască ție, scumpa noastră, să ai parte de tot ce este mai frumos în lumea asta, să te simți împlinită și fericită, alături de cei dragi sufletului, la mulți ani, cu multă sănătate. Indiferent la ce distanță noi suntem sau cât timp trece peste noi, întotdeauna vei fi cea mai superbă soră și cea mai scumpă și dulce mamă din lume. Te iubim mult, la mulți ani. Mesajul este semnat de sora dumneavoastră mai mică, Vera Galemba. Bineînțeles, surpriza este și din partea fiicelor, care sunt la depărtare, Raisa și Lilia, și complicele surprizei noastre este fica dumneavoastră, Rodica, care vă este alături. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult din tot sufletul. Viața cât de grea, măi, eu mă duc mereu la ea, măi. Fie viața cât de grea, măi, eu mă duc mereu la ea, măi. Și de i-am greșit vreodată, eu îi spun, te rog, mă iartă. Ea mă strânge în brațe tare, că doar sora mai mare. Și de i-am greșit vreodată, eu îi spun, te rog, mă iartă. Ea mă strânge în brațe tare, că doar e sora mai mare. Le mulțumesc la copii, că mai scump ca o mamă nu-i nic. Și dacă copiii cad, mamă cadă de copii, cad și copiii la bătrânețe de mamă. Și le mulțumesc tare mult și ne pot să mă cad câți. Ama care ai asta, bucăție ca mulți. Asta-s bogat tare, mai bogat ca mine, îmi pare că nu e în sat. Am 9 nepoți și 9 strănepoți. Să vă fie sănătoși cu toții. Mulțumesc, mulțumesc mult. Mamică, îți mulțumesc mult de toate și ne-ai făcut. Ne-ai dat viață, ne-ai dat toate cele călăuze. Și nii, și lui Raia, și lui Lilia, la toți ne-ai fost de ajutor. Și lui Pilele ai ajutat-o și ai crescut-o când a fost mică, a fost năgânia ta. Îți mulțumim mult și îți dorim mult sănătate. Tare îți trebuiești și să știi cu noi încă mult, mult timp. La mulți, mulți ani. Vrem să întrebăm dintre invitații dacă are cineva un mesaj de felicitare pentru o omagiată. Cine este? Nepotul, da? Nepotul, Rodica. Mamă, că dorim mult, mult sănătate. Dorim tot și mie frumos, și mie mult, mult timp cu noi. Tare mult îi trebuiești și... La
Trebuie permanent alături. Vreau să-i mulțumesc mămușii că coștorul ei nu s-a cheltuit viața în zadar. Au făcut așa de mulți copii și nepoți și m-am înnoit cu o soacră, cu o mamă de aur. Pentru cum tot matale mamă când ne-a ajutat. Și m-am făcut cu un soț care e educat, frumos, e bravo și dă Doamne la fiecare și tot mulțumirile lui mamă, că nu fost mamă, că nu aveți și așa fericire. Și vreau să-i doresc multă sănătate. Și ți-i gine că noi să mai facem niște dejemeni și apă, mă muc, te mai gândi încă la vreo câțiva dejemeni și apă, snai când te gândești la rele. Și te iubim mult și e sănătos. Maruse, eu îți mulțumesc că am fost împreună atâta timp. Razbran că mai departe și mă atâta. Și îmi mulțumesc lui Rudica. Și bă sănătoasă, mulți ani înainte, că atâși te îngrijești. Și faci tot ce trebuiește. Mulțumesc frumos. Îmi pare că am să mor și nu ar să-mi pară rău că am trăit o viață grea. Dar cu asta tare mult m-am bucurat că ați venit. Copiii au avut grijă de mine. Vă mulțumesc mult, dunilor voastre. Și vrem să vă întrebăm, poate aveți un sfat pentru copiii dumneavoastră? Cum să trăiască ei mai bine? Of, eu aș vrea că repede măi trece, că vine vremea și măi trece. Dar copiii vreau să trăiască cu cât mai bine, să aibă în grijă pe mamă, că cei mai scumpă e mama. Mama-i mamă cât e lumea, mama-i viața numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât e lumea, mama-i viața numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Cu bani i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. De s-ar vine lume zile să pot cumpăra cu bani i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. Mama-i mamă cât e lumea, mama-i viață numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât e lumea, mama-i viață numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Seama ce dreptate avea mama, ea săraca știa bine că am să cresc și plec în lume. Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama, ea săraca știa bine că am să cresc și plec în lume. Mama-i mamă cât pe lumea, mama-i viață numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât e lumea, mama-i viață numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.